ciclist, apicultor, magistru în drept, lector universitar. Deci merge pe bicicletă ca un sportiv de performanță, își filmează propriile lui filme, își filmează studenții în propriile lui filme și mai este și magistru în drept. Cum poate să încapă toate într-o singură persoană care are doar 35 de ani, bine, este căsătorit, are un copil, o să aflăm care este vârsta lui actuală. Și să știți că activitatea lui principală totuși rămâne pedagogia. La lista pasiunilor o să aflați, la lista pasiunilor lui, o să aflați că astăzi se mai înscrie una. Foarte interesantă. Vasile Fotescu, omul universal. Astăzi la veranda. Bine ai venit! Salut! Mersi, salut, Andrei! Și prezentarea a fost foarte, foarte generoasă pentru mine, de altfel. Nu, dar trebuia să le spun oamenilor cu ce ocazie ai venit la noi. Da, da. Eventual mă puteți urmări pentru că duc și emisiunea asta frumoasă și interesantă juridică la dumneavoastră, concilierea juridică. Da. Mersi pentru invitație. Am vrut să vii să te descoperim. Să descoperim noua ta pasiune despre care o să vorbim mai târziu, dar știu bine că ești titularul mai multor invenții, mai multor lucruri deosebite. Știu că ești, ai drepturi de autor asupra turului Chișinăului pe bicicletă, exact. Ți-aparține ție. Sunt ediții frumoase, 6 la număr deja, Independența pe bicicletă, Turul Chișinăului. În România, a doua ediție, deja... Nu mai îndrăznește nimeni să te plagieze. E frumos pentru că facem evenimente care sunt deosebite și marcăm în acest sens și aceste sărbători frumoase, și a orașului și a Republicii. Zic, nu te plagiază nimeni, no, dar eu știu de ce. Eu știu de ce, pentru că tu predai dreptul la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, inclusiv drepturile de autor. Exact, inclusiv și dreptul de autor, pentru că este 16 sau al 16-lea an, de fapt, dăm cursul studenților cu tematica juridică. Ei, în anul 4 sau în anul 2, trebuie să cunoască elementarul măcar cum să-și apere drepturile, ca după Academie să poată să și le apere. Multe evenimente de caritate care le facem deja și imaginele care le vedeți. Iată, este ciclomoșul, ciclomoșul de la Sadaclia recent. Ediție în care am pus suflet și un club, Clubul Cicliștilor Amatori, care este... Ciclomoșul este o campanie de caritate. Exact, exact. A Moș Crăciunilor pe biciclete. Exact. Deci autorul e alături de mine, Vasile Fotescu, și inițiatorul și cel mai mare Moș Crăciun. Cea mai în vârstă doamna anul acesta, 82 de ani, care a trecut prin represie, Sadaclia, doamna Parascovia, dacă nu greșesc. Astea sunt imagini de la Cimișlia. Ne bucurăm foarte mult că Asociația Băștinașilor Sadaclia a fost alături. Un eveniment în care am încercat să conectez oamenii la acest frumos slogan și acest frumos eveniment, pentru că, de fapt, vrem să devină ei însuși Moș Crăciunii. Acolo, în localitățile, în comunitățile unde sunteți, să ajutați un om pe care îl cunoașteți din sat sau din orașel, să vă consolidați, să vă coagulați puterile așa încât să puteți să ajutați un om nevoiaș, o familie nevoiașă, ceea ce noi facem. Nu arătăm cât suntem noi de bravi și de buni la suflet. Vrem să-i molipsim pe cei care sunt acasă și să facă lucruri asemănătoare în comunitatea lor. Asta e și scopul final și scopul de bază, de fapt, în toate aceste campanii. Al campaniei Ciclomoșul. Spune-mi, te rog, câți moșuleni aveți? Startul s-a dat cu 15 Moș Crăciun. Noi suntem 5 sau 6 întotdeauna pe traseu. Urmează să mai fie și înspre anii noi un traseu, pentru că campania durează până în 24 ianuarie 2018. Dar de ce ți-ai scos machiajul de pe barbă? Andrei, înțelegi? Până la urmă mă duc și la facultate și mă mai duc și în judecată. Și atunci în costum de Moș Crăciun? Nu înțeleg oamenii. Studenții nu o să te înțeleagă. Nu, la facultate m-am dus. Ei sunt martori că am intrat și în Academie, am intrat în Moș Crăciun. Nu mă rușinez pentru este campanie frumoasă, de suflet.
Dar la judecată trebuie să te duci corespunzător, este un etalon care trebuie să-l ții. Moș Crăciun n-are ce căuta pe judecăți. E, asta e. Mi se pare că, mi se pare că nu-i corect. Duc acest mesaj foarte frumos și studenților, pentru că s-au molipsit și ei, s-au conectat la acest eveniment frumos și au adus și ei daruri foarte multe. Au mers cu noi. Că dacă mă întreb de impactul acestor campanii... Hai să vorbim despre impactul acestei campanii și, și despre felul cum va finaliza această campanie, pentru că e un final foarte frumos, exact după o scurtă pauză de publicitate, iar noi, folosindu-ne de această ocazie, vom servi câte 2-3 strobi de A Priori Wine pentru campania Ciclomoșul și pentru oamenii care știu să dăruiască fără a cere ceva în schimb. Rămâneți cu Veranda, revenim după o scurtă pauză. Am revenit la Veranda pentru a vă reaminti că de la vârsta de 7 ani e pe bicicletă, este președintele clubului amatorilor de ciclism din Chișinău. De la 10 ani este pasionat de albini datorită bunelului său și datorită albinilor și sportului arată așa de bine la 38 de ani. Vasile Fotescu, astăzi și jurist și apicultor și ce vrei, toate împreună. Vorbeam despre proiectul Ciclomoșul, unde împreună cu alți colegi pe biciclete, deghizați în Moș Crăciun, Vasile împreună cu prietenii au mers și au împărțit daruri. Pe unde ați fost? La câte familii ați reușit? 40 de familii în campania dată. Mai urmează să mai mergem, pentru că mergem și în direcția Creuleni și în direcția Neninoi. Adică inclusiv până la 20? Și... Exact, până în 24. Pentru că, și nu este exclus, și am mai spus-o, că e posibil să mai prelungim câteva zile pentru ca să reușim. Acolo unde ne-am pus scopul să ajungem, Andrei, acolo într-o dată trebuie să ajungem. Și dacă de unde luați toate cadourile astea au pe care le duceți? Au fost foarte mulți. Puneți mână de la mână? Am pus și cotizațiile noastre, și contribuțiile noastre personale, și bugetele noastre la bătaie. Au fost și oameni generoși care ne-au oferit darurile în toate aceste campanii, și din diasporă, și din Republică, și din Chișinău. Oameni cu suflet mare care le place să se facă un dar, chiar cât de mic, cât de puțin semnificativ pentru ei, da, că, mă rog, dar este foarte mult pentru persoana care ducem acest dar. Dar cum alegeți familiile? Și noi avem cu asistență socială și cu persoanele din Republică, avem informația cu o lună înainte și, de fapt, încercăm să ne punem ca și scop să ajungem la familie X sau Y, ca după asta să ne planificăm aceste deplasări și să ajungem cu bicicletele acolo. Până în 24 veți mai călători. Cu siguranță. O să le mai aduceți bucurie și altor familii nevoiașe. Și vreau, prin intermediul dumneavoastră, chiar să le mulțumesc la toți cei care au contribuit în toți acești ani și grădinița de unde merge cu copilul meu 211 și mulți, mulți oameni care nu pot să-i enumer, dar au fost foarte buni la suflet și au mers cu generoși. Noi. Și generoși, cu oameni cu suflet mare, oameni cu literă mare, de altfel. Este adevărat că această campanie va finaliza cu un show? Nu va fi un show, Andrei, va fi un concert de caritate în cadrul Filarmonicii Naționale Serghei Lunghevici, în 24 ianuarie 2018, un concert în care vor interpreta în scenă lucrări chiar persoanele cu dezabilități. Așa. Și interpreți consacrați. Deci prima dată când ne-am conectat această campanie Ciclomoșul cu Asociația Flacăra Speranței, o asociație care are grijă de persoanele cu dezabilități, și am reușit să facem un lucru frumos. O să bucurăm printr-un concert și toate fondurile care vor fi adunate vor fi dedicate anume persoanelor cu dezabilități. Și trebuie să spunem aici, să deschidem marea paranteză, că la toate nevoile frumoasele nevoi pe care și le-a asumat până astăzi Vasile, de apicultor, de ciclist, de magistru în drept și așa mai departe, el astăzi va evolua și în calitate de interpret. Îl descoperim pe cântărețul Vasile Fotescu. Așa este, Vasile? Andrei, este o pasiune mai veche și un lucru care mi-a plăcut întotdeauna. Nu m-a lăsat de muzică, pentru că, până la urmă, este ceva frumos care vine din suflet. Și dacă ți este dat
și bucățica asta este a ta, încerci să o dezvolți și după asta, dacă reușești ceva sau frumos... Sau încerci să nu uiți de ea. Da, exact. Și dacă îți reușește și chiar se primește ceva interesant și frumos și oamenilor le place, de ce nu? Și ce vei cânta astăzi? Am înțeles că ai pregătit un cântec special. O lucrare extraordinar de frumoasă, care am trecut-o prin propria persoană. O piesă de dragoste, o piesă care pur și simplu a fost întâmplător observată de mine. Este Veșeră of a Smile, este o lucrare ultra cunoscută, cântată de foarte multe. Stevie Wonder, cântată și de Francis Sinatra și Marilyn Monroe și Nancy Sinatra, deci foarte mulți, Stevie Wonder, exact cum ai zis. Și întâmplător am dat 93 de cartea frumoasă a Leonidei Lare, Lira și Păianjenul, și la pagina frumoasă 10 am găsit un text minunat, cum sunt și toate lucrările scrise de Leonida Lare, Mi-e dor de tine. Am intitulat piesa Mi-e dor de tine și i-am dat o altă viață. Coloratură. Exact, acestei lucrări. Sper să vă placă, sper să placă și celor care vin la Filarmonică. Prieteni, pe 24 veniți la Filarmonică la acest spectacol caritabil. Vasile Fotescu va fi acolo și interpret. Veți auzi un cântec premiat cu mulți ani în urmă cu premiul Oscar. Atâta doar că piesa va avea licăr moldovenesc pe versurile Leonidei Lare. Astăzi Vasile face repetiție generală la spectacolul din 24 de la Filarmonică, aici, la veranda. Vasile Fotescu. Tine ca de o cântare nescrisă încă fără vers și nume. Dar dacă vrei să plouă, ai răbdare, eu voi chema și ploaia așteptată. Și va veni o clipă, da, o clipă, când tot ce sunt va semăna cu o strună pe care s-atinge cu o aripă. Un cântăre ciudat, orbit de lună, și n-am să aud ce vreri te împresoară, și n-am să mă întreb de rău sau bine. În vis poate de atingerea va veni o clipă, da, o clipă, când tot ce sunt va semăna cu o strună.
Vasile Popescu, cu un cântec de Oscar pe versurile Leonide Ilare. Este adevărat. Prieteni, data viitoare când va veni la noi, o să vorbim cu Vasile despre familiile lui de albine. Dar pentru că e iarnă și ele dormitează, să doarmă liniștite. La primăvară, când se vor trezi, vom vorbi și despre albine. Eu vreau să vă prezint